nu știu dacă toată lumea e întoarsă la Domnul care se află aici, dar pe scurt vreau să spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Deci pe mine Domnul m-a scos efectiv și la propriu din Babilon. Am fost în lume. Un prieten, nu-i pocăit nici în clipa asta, se visa cu mine în Italia, nu? Și Dumnezeu lucrează și prin... Așa cred. Că Dumnezeu lucrează și printr-un bun păcătos, care nu-i întors la Domnul, face să întoarcă oamenii la Domnul. Cum a fost? El se visa cu mine în Italia. Să vină în țară, am fost mai tânăr decât mine cu un an, din același sat. Și așa a lucrat, a visat, m-a căutat să deschidem ceva împreună. Mi-am vândut apartamentul ca să deschidem ceva împreună. Eu am vrut restaurant, el a vrut club. N-am insistat, am deschis un club. I-am pus numele Babilon, discotecă. După aia mi-au venit gânduri de căsătorie. La 30 de ani, nu uit cât trăiesc, Dumnezeu, eram în lume, păcătos. M-am pus pe genunchi și m-a rugat la Dumnezeu să-mi dea o femeie după inima lui și după inima mea. Dumnezeu așa a lucrat că pe fata Domnului, sora Stella, Stella, întoarsă la Domnul, și-a dus fata la club, o lăsat în fața clubului, că așa a lucrat Dumnezeu. Și-am cunoscut-o. După ce am cunoscut-o, cel rău a vrut să mă depărteze de ea. Clubul a mers în cap, nimic nu s-a mai legat. Aveam bani înainte. Am ajuns că abia îmi puteam plăti rata la bancă. Am scos și bani în bancă, să terminăm clubul după ce mi-am vândut apartamentul. Aș lucra Dumnezeu că efectiv numai că trăiam. De multe ori mâncam la mama soacră. Am închis clubul, am dat în chirie, am ajuns să mai lucram la o pizzerie. Și mai luam lucrări în construcții. Mă întorc de la lucru într-o zi, intru în casă, am uitat să vă spun, sunt în familie de 9 frați ortodoxi, nimeni nu-i pocăit în familia mea. Sunt singurul pe care Dumnezeu l-a întors și Domnul să lucreze să întoarcă și pe alții. Să vadă schimbarea în mine. Și când m-am întors de la lucru acasă, aveam icoane, am pictat și la biserica din Besnea, cu un pictor de biserici, s-o certa cu preotul și am terminat eu biserica de biserică. Și aveam icoane în casă pictate și de mine, 2-3 icoane. Și când mă întorc acasă de la lucru, eram căsătorit, aveam un copil pe Carol și era însărcinată soția cu a doua fiică. Primirea Domnului, avem 5 acum, 5 copii. Și intru în casă, nu mai văd icoane pe pereți, zic, Doamne Dumnezeule, ce s-a întâmplat? A fost cu tremur? Eu așa era mai glumesc de felul meu și m-am făcut că mă uit în spate la canapea unde era tablou, dacă au căzut icoanele acolo. Și mă întreabă nevastă ce-i. Și îmi spune că i-au făcut sub rugat și au spus la Domnul că dacă ajută să nască ușor, ea caută să întoarcă la Domnul și că știe că icoanele nu sunt bune. Ea umblând la grupa, la biserică, când era copil, la adunare cu mama soacră. Ea știa despre Domnul. Eu nu știam. Eu știam că mergi la biserică, te rogi, să mai roagă preotul pentru tine și Dumnezeu te iartă. Și de-aia vreau să vin cu mărturia, ca o întărire, că cei care citiți Biblia, mai ales tineri, fiecare cuvânt e adevărat. Fiecare cuvânt ce îl citiți și vă rămâne pe inimă, e adevărat 100%. Tot ce spune în Biblie mi s-a împlinit. Adică am trăit, efectiv. Multe din ce mi-a rămas pe inimă din Biblie. De-aia știu că, cum spune în Biblie, prin cel rău a vrut să mă piardă, să mă omoare. Lucram în perioada aceea, am căzut de la aproape 3 metri pe trepți de beton cu spatele, n-am avut o coastă ruptă. Am ajuns cu mașina și pe două roți. Dumnezeu m-a păzit. Cel rău a vrut să mă piardă nemântuit. După ce m-am întors la Domnul, chiar la un grup de rugăciune am avut cuvânt din partea Domnului și prin cuvânt mi s-a spus că cerul vrea să mă piardă nemântuit. Și așa a lucrat Dumnezeu că, nu știu, sunt multe de povestit, dar la 40 de ani împreună cu soția am ajuns, ne-am cufundat în apa botezului. Încă o mărturie ca să întăresc cuvântul lui Dumnezeu.
În momentul când vă întoarceți la Domnul, cum spune Pavel, deveniți cetățeni ai cerului. Asociatul meu i s-a stricat mașina. Și m-a rugat într-o iarnă să-l duc la viitorul lui Stoc, la prietenul Sansat. Pe drum a adus vorba de o ghicitoare. Eu nu eram întors la Domnul atunci. A adus vorba de o ghicitoare. Știam eu că nu-i bine de ăsta. Nevasta eram și ea cu mașină cu noi și zice, mă, hai să mergem la ghicitoare. Și eu n-am crezut. Am luat cap pe glumă și am fost la ghicitoare. Mărturie ca să întăresc cuvântul Domnului. Că cel rău, până când vă predați lui Hristos, vede tot. După ce v-ați predat lui Hristos, nu mai vede nimic în viața voastră, cel rău. Și nu are puterea asupra voastră. Decât dacă lăsați să intre în inima voastră și să... Asta. Ghicitoarea mi-a spus tot. Nu cunoșteam pe nevastă mea atunci. După aia am cunoscut-o. A spus ghicitoarea că o să cunosc într-o zi însemnată. Am cunoscut-o de ziua mea pe nevastă, pe fata lui doamna Stella. Mi-a spus că o să piardă prima sarcină. A pierdut prima sarcină. O să am un băiat. Am un băiat. O să rămână sărcinată cu o fată și nu o să mai poată avea copii. Ei, în momentul când soția s-a pus pe genunchi, ei atunci au făcut legământul cu Domnul. S-a predat Domnului. Domnul știu că ea se va întoarce. Ghicitoarea nu mai văzut. Am 5 copii, avem 5 copii prin mila lui Dumnezeu. Și dacă o să ne mai dea, o să-i primim cu bucurie. Asta vin ca să întăresc cuvântul Domnului. Cel rău, în momentul când v-ați predat Domnului, nu mai vede. Sunteți, aparțineți cerului. Deci tot ce scrie în cuvântul Domnului e perfect adevărat. Să mă credeți în el și dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, fără frică. Eu nu m-aș fi întors la Domnul într-o mie de ani. Dar Dumnezeu așa a făcut. M-am pus pe genunchi. Am avut luptă cu mama asta, că s-a ascundea de mine. Mergeam la ea în casă. Mă certam cu ea. Ziceam, dacă ai vrut să pocăiește-ți bărbatul, pocăiește-ți, mai ai alți copii. Ce ai cu nevastă mea? Dacă vreau o femeie cu batic în cap, îmi lua femeie cu batic în cap. S-a ascundea de mine. Intram în curte la dânsă, poate să mărturisească, s-a ascundea de mine, fugea la etaj. Dar Dumnezeu mi-a dat atâta înțelepciune să mă pun pe genunchi, că plângeam. Am avut lupta asta aproape 2 luni. Plângeam noaptea, am zis că divorțez. După aia știam cum am citit Biblia când eram mic, am zis, mă, e păcat să divorțez. Mă duc în Germania la lucru, că mă pricep la multe și o să-i ajut cu bani, o să divorțez, dar nu mai puteam vedea nici copilul. Și m-am pus pe genunchi, am postit și am cerut la Domnul să-mi arate că greșesc și dacă îmi arată că eu greșesc, mă întorc. Iar dacă am dreptate, să-mi arate că am dreptate și să mă ajute să o fac pe soția să răzgândească. Și Dumnezeu mi-a dat semne, mi-a dat din cuvânt, m-am trezit dimineața cu versete din Biblie, din Marcu și Matei și se făcea că era Iisus pe malul mării cu parte din ucenici și o venim alții ucenici și au zis, Iisus te caută mama ta și frații tăi. Și Iisus le zice, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul și îl împlinește. Am citit și la Marcu, exact aceeași scenă din Biblie, a spus-o un pic diferit. N-am băgat de seamă. Era sâmbătă spre duminica dimineață. Eu, când am avut lupta asta, am devenit foarte bisericos. Am luat copil, na, tu te pocăiești, pocăiește-te, îmi luam băiatul și mergeam cu el la ortodox și la biserică. Am așteptat de 2 ori pe părintele care ne-au cununat. Am făcut nunta la ortodox. I-am spus problema care am, uite, eu nu mai pot trăi cu ea, divorțez. Zice, părintele, divorțează, ești tare în credință. Așa mi-a zis. Bă, după am mers la altă biserică, la catedrală, acolo la noi, în Oradea, în centru civic, am așteptat și acolo păstorea un călugăr și el mi-a zis, mă, nu divorța, las-o să se pocăiască, că dacă... Nu, e așa, mai sunt familii care unui pocăit, unui nepocăit. Las-o, nu, în fine. Nu m-au convins nici asta. Deci am devenit bisericos. După ce am primit versetele, m-am trezit cu ele și le-am citit, era sâmbătă spre duminica dimineața, am luat copilul și m-am dus la biserică. Și în duminica aceea m-am întors. Dar ce m-a făcut să mă întorc? Până atunci n-am băgat de seamă câtă închinare se aduce la Maica Domnului.
Preasfântă Născătoare, miluiește-ne pe noi, sus, jos, sus, jos. Și atunci mi-a venit în minte ce am citit din Marcu și Matei. Că mama și frații mei sunt cine ascultă cuvântul și îl împlinește. Nu m-au convins nici asta. La un moment dat copilul era la mine în brațe, zice, tate, hai mergem acolo în față. Copilul asculta, era ca un bătrân, de mic. Nu se murdărea ce spuneam să facă, aia făcea. Deci nu ieșea niciodată din cuvânt. Zic, stai pui, tate, că mai ține un pic slujba și mergem acasă. Nu, tate, hai mergem acolo în față. M-am văzut că insistă, s-a uitat deja lumea la noi, am luat copilul și am mers acolo în față, spre altar, cum e bisericile la ortodox, nu? Și când am ajuns acolo, a început, cum e liturghia la ei, că ne lepădăm de grija cea lumească și vine preotul cu o fel de cupă și ți-o pune pe cap. Venind, mi-a pus cupa aia pe cap și în clipa aceea, nu știu, m-am schimbat total, n-am mai putut să stau în biserică, am ieșit pe scările bisericii și eram hotărât să mă întorc la Domnul. Am venit în Oncea, am intrat în curte la mama sacră, ea bineînțeles, s-a fost și la etaj. Am ajuns, am urcat scările sus, deschid ușa, era verde, roșie, toate culorile se aștepta acum ca de obicei să fac scandal, să mă cer, să... Am plâns și mi-a cerut iertare și a spus, mamă, vreau să fac botezul. Da, încredeți-vă în cuvântul Domnului că Dumnezeu efectiv m-a scos din Babilon. Am avut club, s-a numit Babilon și de când, acum e ABC-ul acolo unde lucrez, Dumnezeu a curățat și locul ăla până la urmă. Adică lucrat în chip minunat. Totul e să ne încredem în El fără frică. Noi eram întors la Domnul nici într-o mie de ani, vă spun sincer. Dumnezeu să lucreze și să ne ducă la mântuire pe toți. Mulțumesc!